Breaking news, se anunță grevă generală în închisori. Polițiștii anunță că vor bloca activitatea penitenciarelor în mai puțin de 2 săptămâni. Motivul? Ministrul Justiției nu se implică deloc în problemele cu care se confruntă închisorile, acuză sindicatele. Discutăm despre acest subiect în continuare cu președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, domnul Florin Șchiopu. Mulțumesc tare mult pentru că sunteți alături de noi. Bună dimineața! Aș vrea să ne spuneți ce probleme sunt în sistem, cu ce anume vă confruntați? O simplă rectificare, președintele Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, colegul Doroban, se reprezintă. Problemele cu care ne confruntăm sunt problemele pe care le știți de-a lungul timpului. Lipsa unor dotări corespunzătoare și care la acest moment fac aproape imposibilă executarea misiunilor. Lipsa personalului care, pe fondul ieșirilor masive din sistem, datorate modului mai mult decât inconștient de comunicare al decidenților, au făcut ca aceștia să plece, tocmai pentru că anunță tot felul de lucruri care la intrarea în sistem mi s-au spus că vom beneficia. Faptul că nu-ți mai asigură nimeni o protecție corespunzătoare, deținuții devenind din ce în ce mai violenți. Haideți să vedem de câți oameni este nevoie în sistem și ce presupune această grevă în care veți intra de la data de 1 august, înțelegem. Gândiți-vă că la acest moment facem supraveghere pe o secție cu 140-200 de oameni în regim de maximă siguranță cu un singur supraveghetor. Și asta spune totul. Și cum se va întâmpla? Ce se va întâmpla de la data de 1 august? Nu vor mai funcționa efectiv penitenciarele? La acest moment, din câte știu, înțeleg că penitenciarele Deva și Vaslui vor încerca, vor face un protest inițial care să tragă un semnal de alarmă, după care, în opinia și a colegilor mei, singura soluție este refuzul de muncă suplimentară, lucru perfect legal, și de care colegii mei sunt conștienți, îl vor aplica. Mulțumim tare mult, a fost alături de noi.